Muy. Zic că te ca să mă aduc cu ghiozdanul. De ce? Zic să-mi aduc. Piesă de la Cargo. Vă invităm să mâncați alături de noi. We'll be right back.
Următoarea piesă este tot, este tot o compoziție de noastră, se numește Ezitări. Și țineți minte cum la început am făcut treaba cu telefoanele, cu luminițele, cu tot. Hai să mai încercăm o dată. Una, două, trei, patru, oh, nu mai poți să râd în gură, ok. Și că ai trăit, dar mergi, mine poate reușesc.
urmează Manifest. O găsiți pe YouTube dacă ne căutați Lotus. După Lotus avem piesa Manifest scoasă, urmează să mai scoate multă piesă, deci îți scoate pe noi. Ne găsiți și pe Instagram și pe Facebook, dacă vreți să dați un follow, un like, orice. Încetul, am ajuns la ultima piesă.
Sunt sigur că știți versurile și aș vrea să cântați cu noi. Este aproape de voi. Să vă
încercăm o dată, ultima oară. Mulțumim foarte mult, Lotus!
dragii noștri, mama, tata, stați așa, aici. Suntem trei prezentatori, gata, fiți atenți. Lumina pe scenă, el este David Spânu și s-a pierdut de părinți. Suntem aici, în siguranță. Părinții lui David, să ridice mâna sus. Nu ești tu. David e cu noi, e în regulă, e puțin speriat, dar i-am spus că vreau să-l introducem în frumoasa lumea prezentării și a scenei și cred că așa puțin da. I-am readus zâmbetul. Da. Părinții lui David sunt așteptați. David are 4 ani, e foarte bine, e în regulă. Părinții sunt așteptați aici în spatele scenei să vină după David. Rămâi cu noi până terminăm prezentarea. Eu vreau să-l împrietenesc cu scena. Asta. Unde sunt da. Părinții? Cine știe? Unde sunt părinții? Părinții? Părinții lui David! O mânuță sus, sau două, sau trei, acolo? Nu. Vă rog frumos aici, la scenă, vă rog frumos să veniți. David este cu noi și mulțumim. Mulțumim încă o dată pentru numărul mare în care ați venit astăzi să petrecem împreună a doua zi de sărbătoare Piatra Neamț. Să știți că surprizele continuă, să știți că această...